Cartea Maestrul și discipolul corespunde semnelor zodiacale gemeni săgetător și este influențată de planetele Mercur și Jupiter. Cartea Simbolon, Maestrul și discipolul, vorbește despre studiul și instruirea, mentalul descendent, veșnicul discipol, siguranța excrocului. Nu știu, dar personal, mie mi se pare foarte frumoasă această scrisoare datorită a cât de mult ne învață. Îl vedem pe maestru privind cu bunăvoință la discipolul său. Cu siguranță, în amintirile lui se află imaginea profesorului când nu era decât un discipol ascultător. Iar acele amintiri te vor face fără îndoială să înțelegi că tu însuți nu încetezi să fii discipol, indiferent de câți ani ai învățat. Și mai mult, cu siguranță, privirea lui bună dezvăluie învățătură și mai mare, că discipolul, la rândul său, cu comportamentul său, acționează ca un profesor pentru cei cu care locuiește, inclusiv pentru tutorele său. Tânărul elev îndeplinește sarcinile care îi sunt predate cu multă sârguință. Și toate acestea, pentru că are încredere că sarcinile care i-au fost încredințate au un motiv de a fi. Băiatul nu se ceartă, ci mai degrabă îndeplinește sarcinile care i-au fost atribuite, ceea ce nu înseamnă că nu se gândește dacă să le facă sau nu, dar nu înseamnă că nu încetează să facă treaba atribuită. Încrederea lui în înțelepciunea celui care îl învață îl mută să accepte calea învățării încet și concentrat în același timp. Un discipol docil nu este neapărat cineva care poate fi manipulat, ci mai degrabă cineva care are deja o mare doză de înțelepciune, conștient fiind că, având în vedere scurta sa experiență, nu este încă în măsură să îi contrazică pe cei care au acumulat deja mai multe cunoștințe. Și este acea predispoziție care duce la înțelepciune și la stăpânire viitoare. Stăpânul nostru de litere știe că cel mai mare premiu pentru cineva dedicat învățăturii este ca discipolul să-l depășească și din acest motiv îl privește cu tandrețe și bunătate, așteptând să vină vremea când va fi depășit de elevul său atent. Stăpânirea necesită o cale care cere timp. Respectarea lui este foarte importantă, iar a nu neglija rolul care ne corespunde în orice moment este la fel de important. Maestrul și discipolul sunt cele două fețe ale aceleiași monede care, din când în când, sunt schimbate de-a lungul vieții.